S-a deschis fereastra ca o rană veche. Mama ne așteaptă nopți întregi de veche. Să venim acasă și măcar o dată să mai stăm la masă așezați grămadă. Să venim acasă și măcar o dată să mai stăm la masă așezați grămadă. Pe deasupra porții înfloresc salcâmii și în miezul nopții a miroase a pâine, rumenă și caldă. Mama noastră coace din făină albă un hulup de pace și îi zice: du-te prin străin departe, de împăzește puii de război și moarte, să le meargă în toate, toate să le iasă și de-o fi să poată să mai vină acasă. Mai bine acasă. N-am avut plan să facem cu Teoreșa. Bani ar ne dă să alerg sos la sănătoră. Eu s-o stă sănătoră, dar eu zic, dacă trebuie să-i fac eu un cuptor aici, e 22 de tăvări, nu e mare tare. Și când vine el, zic că, totuși, ți-ai făcut pe placul tău. Dar cât a să blăm noi cu căldarea cu făină? Dacă mama-și coace sâmbăta hulu.